Revenim în Ierusalim vineri după amiaza. Străzile sunt încă pline și agitate. Agitație care anunță însă începutul sabatului. Piața este unul dintre punctele de atracție ale orașului. Vânzătorii își anunță în gura foarte mare ultimele oferte. Cumpărătorii și mai ales cumpărătoarele marșează de la un stand la altul ca pe o pârtie de schi, impasibil și imbatabilă. Ieșind din aglomerația pieței, intrăm în aglomerația ultimelor ore lucrătoare ale săptămânii. Magazinele își trag obloanele, restaurantele servesc ultimii clienți, străzile se golesc, încet încet localnicii se retrag în liniștea căminului, la depozit de zarva orașului și a civilizației moderne. Între și în jurul zidurilor cetății, zilele de odihnă sunt mai numeroase decât oriunde altundeva în lume. Vineri este ziua sfântă pentru musulmani, sâmbătă pentru evrei și duminică pentru creștini. Pentru vizitatori însă este un moment prielnic de a străbate orașul vechi la pas. Unul dintre cele mai interesante trasee este cel de pe zidurile cetății. De aici, ochiul curiosului poate cuprinde ceea ce de la baza zidului sau din interiorul cetății nu poate să vadă. De pe zid, printre crenelurile acestuia, surprindem stop cadre ale cotidianului în desfășurare, clădiri încremenite în istorie sau agitația momentului prezent. Strada din imagine, strada numărul 1, era până în 1967 granița dintre Ierusalimul de vest al Israelului și cel de est aparținând până atunci Iordaniei. Este foarte greu a vedea cupolele Bisericii Sfântului Mormânt, deoarece este înconjurată de ziduri foarte înalte. Am reușit de pe zidurile cetății vechi, totuși să filmăm cele două cupole ale Bisericii Sfântului Mormânt, se află în spatele meu aici, în stânga mea. Cele două cupole, una dintre ele, cupola mai mică, acoperă chiar sala în care se află Sfântul Mormânt. Traseul nordic se întrerupe brusc cu un zid neprietenos la poarta Sfântului Ștefan sau Poarta Leilor. Tradiția spune că aici a fost ucis Sfântul Ștefan, primul martir al creștinilor. La circa jumătate de kilometru de Poarta Leilor se găsește Poarta de Aur. Tot tradițiile locale spun că această poartă a fost zidită de musulmani, deoarece este cea mai apropiată de Muntele Măslinilor, locul de unde Mesia va învia. Pentru a-l opri intra în cetate, sultanul Suleiman a închis definitiv această poartă. Din acest punct, terminus al traseului nordic se poate cuprinde cu ochiul frumoasa panoramă a Muntelui Măslinilor. Fără a avea o semnificație biblică sau istorică deosebită, mănăstirea Maria Magdalena a fost ridicată în 1888 de țarul Alexandru al III-lea și adăpostește rămășițele Marii Ducese Elisabeta, mama țarului Nicolae I, ucisă de bolșevici în 1917. La poalele mănăstirii se întinde grădina Ghetsemani. Etimologia cuvântului provine din ebraică, Gat Shemen, și înseamnă presă de măsline. Așa cum îi arată numele, grădina este populată cu măslini, cei mai mulți dintre ei, spun istoricii, fiind martori la evenimentele petrecute în timpul lui Isus și descrise în Evanghelia după Matei. Este foarte probabil ca sub unul dintre acești maiestuoși arbori să se fi rugat și Isus, înconjurat de discipolii săi, după cina cea de taină, când el a ținut ultima cuvântare în fața apostolilor. Și astăzi grădina este o oază de liniște, încărcată de sfințenie, unde vizitatorul poposește câteva minute, într-o meditație, înainte de a porni mai departe, pe urmele primilor creștini.